Sărbători de iarnă fără focuri de artificii și petarde. Oamenii legii anunță că comercializarea și utilizarea articolelor pirotehnice în perioada stării de urgență, care a fost prelungită recent pentru încă 60 de zile, este interzisă. Se interzice comercializarea și utilizarea articolelor pirotehnice, articolelor pirotehnice de divertisment, articolelor pirotehnice de scenă, bateriilor de petarde, bateriilor de petarde luminoase, petardelor și petardelor luminoase. La fel, polițiștii menționează că în perioada stării de urgență se interzice utilizarea salvelor de foc. În contextul oamenii legii recomandă și atenționează atât agenții economici specializați în comercializarea articolelor pirotehnice, cât și persoanele fizice că nerespectarea condițiilor stabilite atrage după sine aplicarea sancțiunilor prevăzute de lege. Totodată, părinții să informeze și să reamintească copiilor despre neadmiterea păstrării, transportării, utilizării și comercializării a articolelor pirotehnice.